Nicolae Ciucă, fost premier al României, acum președintele Senatului României. Iată și pe Sorin Grindeanu. Da, vedem o serie de oficialități care participă la această ceremonie, aș spune eu, de inaugurare a aeroportului din Brașov. De altfel, vedem, doamnelor și domnilor, în imagini... Președintele Senatului, da. Nicolae Ciucă, Adrian Veștea, ministru desemnat pentru dezvoltare, Sorin Grindeanu, ministru și vicepremier în noul cabinet Ciolacu. Da. Totodată sunt o serie de senatori și deputați care sunt, și Laurențiu Streza, mitropolitul Ardealului. Setae Panglica, un moment festiv. Așa cum era de așteptat până la urmă. Vor fi și o serie de declarații conform programului, undeva pe la 9:30 vor fi declarații de presă, dar cine știe. Da. Având în vedere că ne aflăm totuși pe un aeroport, accesul presei e destul de bine controlat, fiecare urmărește poziția prestabilită, nu prea cum să te plimbi pe acolo și cum să obții declarații la fiecare colț, cum se întâmplă de altfel în alte locuri deschise. De această dată vorbim despre o ceremonie organizată, despre un eveniment organizat, așa că sunt puține șanse să vedem declarații înainte de programul prestabilit și anunțat.